Frumos. Haideți totuși să ne respectăm, nu. Haideți să mergem înainte la plenare. Deocamdată era patru voturi și ați intrat pe șomul. Dacă vrem într-adevăr să respectăm regulile acestui consiliu local și să păstrăm... Păi, dar cine nu le respectă? Numai puțin, doamna președintă. Vă rog frumos, sunt consilier local, am rugămintea la dumneavoastră să deschideți ședința, să votăm ordinea de zi, să intrăm în ordinea de zi și... Tocmai am votat-o. Dumneavoastră, n-ați votat ordinea de zi, da. Discutăm ordinea de zi, da. Vreți să încep cu ședința sau nu? Și dați-i cuvântul și domnul deputat. Haideți să facem ordinea de zi. Vă rog frumos. Haideți să ne liniștim puțin ca să putem discuta și ei. După cum vedeți, președintele este cea mai înaltă dată. Lăsați-mi și pe mine să vorbim. Vă rog, domnule Coteț. Stimați colegi, am înțeles că nu vreți să retrageți de pe ordinea de zi acest punct. Nu este nicio problemă, este dreptul dumneavoastră. În același timp și noi avem dreptul să ne spunem punctul de vedere. Ca atare, încă o dată, vă susțin ideea de a face un referendum tocmai ascultându-vă pe dumneavoastră. Nu ați menționat nicăieri în dezbaterea și discuțiile dumneavoastră că ați avut un dialog cu cetățenii. Ați adus specialiștii dumneavoastră, ați avut o conferință de presă la primărie, dar nicăieri și niciodată nu ați dat de vorbă cu oamenii. Este decizia pur și simplu a dumneavoastră și ideea de a bloca hotărârea Ministerului de a declara a neprotejată. Ca asta vă jucăm. Ca să aveți o dezbatere corectă și cu cetățenii. Ca atare, rugămintea, continuă să vă retrageți punctul de ordinea de zi. Nu vreți să o retrageți, nicio problemă, mergem mai departe. Dar trebuie să menționăm și acest lucru. Nu a existat nicio dezbatere publică cu cetățeanul, cu piteșteanul de rând. Asta de vorbă între dumneavoastră, cu specialiștii dumneavoastră, ați făcut conferință de presă cu presa care a spus dumneavoastră și așa mai departe. Mulțumesc! Bun, vă rog frumos să-mi permiteți să dau cuvântul domnului primar, pentru că a fost primul care a cerut cuvântul. Vă rog, domnule primar. Dar n-ați început ședința, știți că n-ați început ședința, n-ați aprobat ordinea de zi. Domnul general, domnul primar, tocmai asta vrea să expună. Mulțumesc, doamna președinte, apreciez, întrucât puncte 37 și 38 de pe ordinea de zi au legătură cu bugetul. Am să vă rog să fiți de acord să le mutăm înainte de punctul 19 care se redare fiscal bugetului. Deci 19-20 devin cele 2 și 21 bugetul. Mulțumesc!